Doamne Iisuse Hristoase, cu adâncă umilință recunosc și mărturisez că în toată ziua păcătuiesc contra iubirii tale dumnezeiești. Deci astăzi, că este luni și începutul săptămânii, mă rog cu umilință îndurării tale cele mari, iartă-mi păcatele cele de voie și fără de voie și mi-ajută să pun început bun și să por mai multă grijă de sufletul meu, pentru care ai răbdat atâtea dureri la spânta asta răsignire. O, Doamne, astăzi îți dau sufletul și trupul meu și voința mea, rugându-te să fie voia ta cu mine, după buna plăcerea ta. Pedepsește-mă, Doamne, după îndurarea ta în această lume, iar nu în cealaltă viață. Și iartă pe cei vii și pe cei răposați, pentru rugăciunile Sfintei tale biserici și pe toți ne învrâncește de mărirea ta în rai. La aceasta pun mijlocitori pe Sfinții tăi îngeri, către care zic, o cereștilor ajutători și păzitori ai oamenilor, vouă mă închin și vă mulțumesc pentru ajutorul și conducerea ce ne-o dați în toate zilele noastre, nevrencilor și păcătoșilor. Scutiți-mă de vrăjmașii cei văzuți și nevăzuți, ca să nu mai păcătuiesc de acum înaintea Dumnezeului meu. Învrăniciți-mă să văd la moartea mea, stând în jurul meu și să duce sufletul meu în cer, ca să se închine mărie feței lui Dumnezeu. Iar vouă să vă mulțumesc acolo pentru purtarea de grijă ce ați avut pentru mine și binele vostru să-l spun cu glas neîncetat în veci. Amin.